Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt ce senzor de mișcare mi-am cumpărat eu pe cartel. L-am cumpărat după AliExpress, am dat undeva la 70 de lei pe el. Și ce face acest senzor? Acest senzor, instalăm în el o cartelă SIM, Telecom, Orange sau Vodafone, atenție, nu merge pe Digi, și atunci când detectează mișcare, ne apelează pe numărul de telefon pe care îl setăm noi să ne apeleze. Și haideți să vedem ce avem în pachet. Avem un cablu de alimentare, de încărcare a dispozitivului. Acesta este senzorul. Este destul de micuț. Acesta e senzorul. Aici se desface acest capac unde vom băga cartela SIM. Și după ce băgăm cartela SIM, apăsăm pe acest buton, îl pornim, după care facem setările pentru a primi apel pe telefon atunci când detectează mișcare. Puteți să-l instalați în casă, puteți să-l instalați pe terasă, puteți să-l instalați unde vreți voi, pur și simplu îl porniți și îl puneți fix în această poziție sau cum vreți voi, unde, într-un loc mai ascuns, dar important e să acționeze senzorul de mișcare. Distanța senzorului de mișcare este până la 7, manual scrie 7-10 metri. Și atunci când trece cineva pe lângă senzor sau în raza de acțiune a senzorului, acesta vă apelează pe telefon și voi, dacă aveți camere sau alte dispozitive, puteți să intrați să vedeți cine a trecut prin acea zonă. Poate să fie și animal, poate să fie și om, poate să fie și pasăre. El, cum detectează mișcare, vă apelează. Cam așa arată, este un dispozitiv foarte simplu. Pe aici avem mufa de încărcare, acesta este senzorul de mișcare, aici putem să-l punem ca breloc la chei și butonul de pornit. Ce mai avem în cutie? Mai avem în cutie un manual de utilizare în limba engleză. Mare atenție, funcționează doar pe cartelă Telecom, Orange și Vodafone. Pe Digi nu funcționează. Cu senzorul pornit, durata bateriei duce până la 3-4 zile, iar cu senzorul oprit ajunge până la vreo 3 săptămâni. Ne ține bateria. Deci, oameni buni, cam așa arată. Dacă sunteți și voi interesați să achiziționați un astfel de dispozitiv, căutați-l pe AliExpress, îl găsiți și la noi în țară, dar prețul este undeva la 170-250 de lei, depinde după ce site îl găsiți. Tot adus din China, deci nu e ceva ieșit din comun. Mie mi-a venit cam în 22 de zile de când am dat comanda. De instalat se instalează foarte ușor, băgăm cartela SIM, după care facem un apel telefonic și după ce am făcut apelul telefonic, el înregistrează acel număr după care a fost sunat și când îl setăm să detecteze mișcare și a detectat mișcare, vă face apel pe telefon. Oameni buni, cam așa arată. Dacă sunteți interesați să cumpărați și voi o astfel de jucărie, o găsiți pe AliExpress, 70 de lei și cam asta ar fi. Cam așa vine în pachet. Nu este o sumă chiar atât de mare, sper să și funcționeze. Am cumpărat o cartelă, trebuie să-i scot codul PIN pentru că
altfel nu o să funcționeze dacă nu scoate un codul PIN după cartelă, după care am să-l instalez și am să-i fac o probă. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.